Salutare lui senilor și bine ați venit pe canalul meu. Sunt alături de tatăl meu, Marius Turneanu. Salut, salut. Și astăzi vă vom prezenta cum învățăm noi, adică cum învăț eu de la el. Da, azi prezinți lecția noastră, cum decurge o lecție. Da, cum decurge o lecție între noi doi, adică pe scurt cum învăț eu cu el. Bun, bun. Azi am pregătit o parte. Așa. Deocamdată facem o parte, pentru că n-am modificat celelalte părți. Este vorba de hora noastră, pe care o cântă Leo de la Roșior. Ce horă frumoasă! Și am modificat linia, respect armonia, doar că o să fie instrumental. Și fiind instrumental, îți dai seama că e mai cursivă, nu mai e ta-ta-ta-ta-ta, este ta-ta-ta-ta-ta, că așa e da, cu instrumentul. Da. Și uite. Deci nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru a fi la curent cu tot ce postez, pentru că nu vă zic ce vloguri vom posta, dar va fi surpriză, adică voi începe o serie diferită de vlogurile care le facem, care le fac. Bun. Acum vreau să fii atent, cum ești tu de obicei, să terminăm și noi repede, da? Bun. Deci, si bemol major. Deci, aici o să cânt tu. Așa, pleci cu degetul 2. Fa, fa. Și re cu degetul 4. Ăla e. Și fa cu degetul 5. Și vine așa. Stai așa să mai ascult, că nu am în cap, acum am făcut-o și eu. Da. Deci. Aha. Deci. Schimb degetul 3. Degetul 4 pe fa.
Filmează? N-are nimic. Foarte rar și după ce o înveți tu și e sigur pe toate notele, continui din ce în ce mai repede. Dar vreau să vă zic ceva. Dacă aveți un vis, nu renunțați la el. Pentru că eu am avut visul ăsta de a deveni YouTuber
în timp ce cânt cu acordionul, adică fac ambele într-una. Și uitați că am reușit. Deci orice, orice vreți, puteți. Nu uitați să fiți mai buni. Like și share și subscribe. Eu am fost Riz și voi Riseli. Pa!